Transmis de Cristian Cioacă din închisoare către Societatea Română de Drepturi ale Omului. Domnule Dumitraș, cu acest apel a fost transmis din închisoare către această societate. Am vorbit cu reprezentantul societății care ne-a spus că a făcut o scrisoare către Administrația Națională a Penitenciarelor și că n-au primit ok-ul, ca să spunem așa foarte simplu, să fie primiți la penitenciar să vadă dacă îi se respectă lui Cristian Cioacă dreptul. Spuneți-ne cum se face în asemenea situații? Care e procedura? Regula este cât se poate de simplu. Dacă avem un ONG care dorește să viziteze un anume deținut, va solicita conducerii unității să viziteze acel deținut și va primi sau nu aprobarea în funcție de situația de fapt. Bun. Și în acest caz, Lidia, ce se întâmplă? Probabil că trebuie semnat acel protocol. Așteaptă avocatul, președintele acestei asociații, așteaptă un răspuns din partea ANP. Credeți că îl va primi în cât timp? În 30 de zile? Sau nu, mai devreme? Dacă nu se răspunde că în 30 de zile, ăsta, maximul este de o săptămână. De regulă o zi sau două. Dar este foarte ciudat că a apărut o nouă asociație care se ocupă de drepturile deținuților astăzi sau ieri, când administrația colaborează tradițional cu zeci de alte asociații care nu vizitează perioade penitenciare. Nu este o societate a drepturilor românilor. Stați să citesc corect numele. Societatea Română pentru Drepturile Omului. Până la urmă este foarte bine să avem cât mai multe ONG-uri. Absolut. Părerea mea, într-o societate civilă, este foarte bine să avem cât mai mulți reprezentanți. Da, totuși este foarte ciudat că Cioacă brusc are o problemă cu detenția, deși este în detenție. Bănesc că are o problemă cu lipsa de libertate, de fapt. Nu, scurt, Lidia, pentru că nu mai avem timp. Deci nu se referă la condițiile din penitenciar, se referă numai la modul în care a fost judecat, la modul în care s-au administrat probele în timpul urmăririi penale. Atunci este cu totul și cu totul altă discuție. Asta nu-i treaba penitenciar. Domnul Sorin Dumitrașcu are dreptate, că de asta e și nedumerit. Adică el remarcă faptul că are o problemă cu felul în care e judecat dosarul, dar persoana respectivă de la SRDO vrea să-l viziteze. Vă mulțumesc! Nu mai avem timp! La CEDO dacă se menține așa. Vă mulțumesc pentru prezența în studio. Aruncăm rapid un ochi spre jurnal.